Legenda muzicii românești, Margareta Păslaru de vorbă cu un tânăr talentat. Bună ziua, stimați ascultători. Iată, astăzi, în cadrul acestei emisiuni la Radio Classic, vom vorbi nu atât despre muzică, cât despre faptul că pe anumite partituri, da, dansează Alți artiști, da? Și astăzi avem plăcerea să-l cunoaștem pe coregraful Arcadie Rusu. Așa. Bine ați venit! Este o noutate, vreau să vă găsit. spun. E o premieră să vorbim la radio despre dans, dar desigur ne veți prezenta pe parcurs și câteva videoclipuri uh, pentru mai târziu. Sigur, să știți că am fost vreo doi ani la rând la premiile radio. Am fost invitat pentru că era selectat un spectacol, dar pentru alte merite, de exemplu Bach-Files, la care am colaborat cu. Ducudare și cu domnul Adrian Enescu și stăteam și imaginam, pentru că el a primit premiul atunci pentru muzică, pentru întreaga carieră și stăteam și imaginam cum ar fi coregrafia la radio. <laughs> da, cum da, 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 zice, da, 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 absolut. Teatrul radiofonic, teatrul uh, radiocoreografic. Să Dar să-l descriem așa, știți, da. un poet ar putea să descrie acele mișcări. M-am întâlnit cu domnul Căciuleanu uh, ieri, și tot aici, a fost așa un schimb de echipe, unul pleca, altul venea. Așa încât, bine, am avut bucuria de a studia cu Florea Capsali. Vă imaginați? Acum câți ani? Aveam 4-5 ani, cred, și am o legătură strânsă cu dans, balet, toate cele. Vreți să ne spuneți câte ceva despre începuturi? De obicei sunt curioși ascultătorii să afle de unde, când v-ați descoperit talentul? Talentul, eu cred că l-am descoperit ulterior, pentru că atunci când m-au dat la dans în clasa a doua, cu stângul dar cine cine, cine va trimis? părinții? Da, părinții. Aha, părinții bo, că asta că... e foarte important. Cine observă această inclinatie? De... Curmul este că tatăl meu a fost dansator de dansuri populare, e... dar nu el m-a. E clar, îndrumat. Nu, dar oricum a străit în. și mama atmosferă. care a fost mama a fost sportiv de performanță și am adus la dans, și în clasa a doua, dintre a doua în a patra am făcut dans popular. A fost foarte interesant, și după aceea am trecut, pentru că la noi în tradiție eu mai am. Verișori, care sunt campioni mondiali la dans sportiv și unchi și tot așa o familie mai mare de, dansuri, de dansatori care s-au dus mai mult în zona uh, dansului de gală și dansului sportiv. Am lucrat și cu ei vreo 5-6 ani uh, până când am plecat din... Eu m-am născut în Basarabia și um, după aceea am venit să studiez în România din clasa 9 Acolo n-am mai găsit nimic în orașul în care am studiat eu pe dans în Botoșani, n-am găsit nimic la acea oră, din potriva am început noi să predăm, eu și sora mea. Și am, în toți anii am fost în trupa de teatru al liceului și am, am performat acolo cum ar veni și inclusiv am făcut coreografii de, de teatru studențesc al elevilor și așa mai departe și atunci mi-am dat seama că, de fapt, mie mi-ar plăcea foarte mult să regizez mișcarea, să gândesc coreografic. Și am e o chemare, căutat, e o da, chemare, fără da și badul. a fost o chemare și tatăl meu chiar n-a fost de acord cu lucrul ăsta <fie> pentru că n-avea cine, ei s-au reprofilat pe agronomie și n-avea cine să vină să aibă grijă de livrezi. <fie> Și mama m-a susținut așa și am intrat. A fost foarte interesant că din patru băieți care am... Fiecare an e criză la coregrafie de băieți. Da, am auzit. Din patru băieți am fost singurul care am intrat în acel an. Și după aceea, da, am terminat facultatea de coregrafie la UNATC. cine a studiat, să întreb? Sigur, cu Sergiu Angel. L-am cunoscut, Cu da. Sergiu Angel mi-a fost profesor și la master mi-a fost Raluca Ianigic, că masterul tot aici l-am continuat, uh -huh. deși eu am vrut să-l fac în afară nu aveam la momentul respectiv cetățenia și mă costa foarte multe erau niște reguli foarte stupide și am preferat să rămân totuși aici pentru că au început să se lege uh, proiecte, um, să se lege proiectele un, unele de altele. Cu Sergio Angel să uh, revin, -am, în timpul facultății el a avut încă compania oriun ballet și acolo puteam să merg zilnic să mă antrenez, ba mai mult am și dansat în câteva spectacole apoi după ce am terminat facultatea în 2007 am intrat în compania lui Gigi Căciuleanu pe care am înființat-o aici în România. e o lume mică ne de Da, și părinții lui Gigi tot din Basarabia sunt exact de acolo de unde sunt da, eu, suntem da, în da, zonă, este incredibil. Înseamnă că ceva în aer Da, acolo. ceva grafic, <laughs> da. se pare că. Da? Și mai departe eu am fost într-un moment al vieții în care mă gândeam, îmi doream foarte mult să, să plec de aici și vreau să premesc lucrurile la un alt nivel mai departe și clar nu avem o structură prea bine dezvoltată în ceea ce se întâmplă după facultate. Adică avem Opera și doar Centrul Național al Dansului și, a, și atât și poate încă un spațiu la Centrul Național? Nu. nu, 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 nu. am studiat la Universitatea Națională de Teatru și Film, la secția ah, coregrafie. Aha, da, deci da, da. Anii 92 sau 94, dacă nu mă înșel, s-a înființat da. această secție. Da, 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 da. Mai departe, ce s-a întâmplat? Am avut totuși ocazia asta să plec. Am beneficiat de o, de o bursă în Viena 2011 oferită de Asociația For Culture și acolo, 5 săptămâni de zile, am studiat cu, să zic eu, cu unii dintre cei mai buni profesor, dar nu neapărat, era vorba că eu aș fi vrut să să înțeleg un pic cum funcționează stilul de la Pina Bau, și aș fi vrut să înțeleg un pic cum mai mult cum funcționează stilul de lucru al lui Wim van de Kebus din Bruxelles sau și acolo am avut ocazia um, să fie uh, dansatori, să predea dansatori din companiile lor. Și noi să putem, am fost, nu știu, 65 de bursieri din 45 de țări, am avut ocazia să ne alegem exact cu cine vrem noi să lucrăm. Excepțional, și... da, 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 Cam 5 săptămâni am 6-8 ore pe zi și plus spectacole pe care le vedeam în paralel. A fost o, 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 experiență oh, frumoasă. Sigur. În 2012 am câștigat o rezidență la Institutul Cultural din Londra și am făcut un spectacol în Olimpiada Culturală, care a fost înainte de Olimpiada Sportivă, în colaborare cu English National Ballet și oh, cu opera Holland Park. Să vedem atunci! Eu m-am uh, jucat un pic cu dansatorii și am zis uh, ar fi bine să facem un fel de promo de așa să ne rămână și nouă de prezentare. Bună idee, Și da. am ieșit în parc într-o zi, n-am făcut un scenariu elaborat, am ieșit cu momente din spectacol în Hyde Park, prin oraș un pic, am găsit niște lucruri prin clădirea institutului, niște scări, o oglindă și am... pe acolo l-am făcut, dar el induce un pic ideea spectacolului și a stilului și, din Stilului, nu știu, pe care, în care eu încerc să nu, să fiu mereu în căutare, adică încerc să nu mă repet de la un spectacol la altul, dar nu asta este miza principală. Desigur, desigur. Mai e mult de atât ce. Ah, și ar vrea să pounesc aici și pe Alexandru Bălănescu, pentru că am lucrat pe muzica ah, lui. Da, 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 da. Noi la acest spectacol muzica trebuia să fie live, adică a fost live cu da. un string cuartet și ei ne-au spus nouă să ne alegem și să lucrăm pe ce muzică vrem noi Da, l-am întâlnit la New York, la Meeting să Factory le dăm... pe vremea aceea <laughs> da. Da? Da. <laughs> Și să le dăm partitura și atunci puteam să lucrez și pe Beatles oh, that's să dau partitura, să o cânte pe string quartet dar m-am gândit că îmi plăcea mie muzica lui Bălănescu și am luat legătura cu el, institutul a luat și a fost de acord să folosesc muzica, ba mai mult a venit și la o repetiție să-i corecteze un pic pe da, muzicieni, da. pentru că prea trăgeau muța de coadă <laughs> când au prea, prea întins așa cumva ne... Acum ne aflăm în plin în plină desfășurarea Festivalului Național de Teatru și am aflat că participați. Vreți să ne spuneți câte ceva despre acest moment? Da, o să fac o mică paranteză. Vă rog! De un an în coace, adică pe 8 octombrie mai exact, anul trecut, am reușit să deschidem un spațiu independent, care se numește Centrul Independent Coreografic și, practic, e un spațiu în care, în primul și în primul rând, noi încercăm să dezvoltăm o stagiune de dans, un repertoriu. Oh minunat! Unde? Cam pe unde? Se află la fosta tipografie Universul pe Ion Brezoian. Ah, da, 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 da. Exact, a fost tipografia universul, universului, mai jos da, de teatrul da, mic. Da. Și acolo e corpul A, dar mai e un gang, se intră într o curte și, urmea, și acolo e corpul B și cumva un lucru foarte interesant pentru cultura locală a Bucureștiului s-a întâmplat că în, în, în acea clădire am închiriat mai mulți antreprenori culturale, artiști spații și s-a creat de la sine cumva și datorită unui om datorită Simonei Cosma care s-a ocupat de lucrul ăsta să închirieze cumva mai cu grijă, că ea putea să închirieze probabil oricui, dar a a avut grijă, într-un fel, ce oameni vin acolo. Adică aveți adică un spațiu în care să lucrați? Avem un spațiu în care să lucrăm și în care repetate. ne jucăm și spectacole, în oh. care ținem și ateliere și workshop-uri, proiectăm filme de dans. Tot ce facem noi în spațiul nostru, la Linotip, se numește, e, e doar sub umbrela dansului, adică orice activitate chiar va urma acum să fie o expoziție de 5 zile de fotografie pe dans fotografie pe film lucrată în laborator, în colaborare fotografi cu dansatori. Foarte interesant, da. Și... Tot ce facem nu e doar pe dans la linotip, dar acolo, asta vreau să zic, s-a creat un fel de, de hub cultural. Mai există un teatru, Teatru Apollo, vecinii noștri, mai există o galerie de artă, studio de muzică. A, în același complex, în, în, în același, același clădire. Da, da? S-a creat o, câteva terase, cafe, cafe, cafenea, curiosă. terase, ah. baruri, e, e foarte drăguț. Deci pe unde intră? Pe acele trepte care duceau înainte la... la... Era și informația Bucureștiului. Informația Bucureștiului, exact. Pentru că noi de pe Brezoia nu vedem Palat universul, se intră prin gang și în spate e tipografia. De Aha, fapt, acea da, clădire da, a fost da, tipografia. Da, da, da. Splendid, splendid. Mă bucur, nespus, pentru că, într-adevăr, fiecare artist are nevoie de acel spațiu. Fie da, că pictează, este... fie că uh, Acest... înregistrează muzică sau dansează. Acest da. lucru este vital și cu Ioana Marchedan, cu care împreună din 2009 încercăm să avem grijă de spectacolele noastre și să le jucăm la festivaluri și în tot felul de locuri în care eram invitați. O să căutăm. Posibilitățile erau destul de mici ca să ai unde să mai încap și tu cu spectacolul tău în stagiunea. În programele altor spații. De un laborator creativ care e fantastic, adică e, e, ar trebui să vi se deschidă mai multe uși. Laborator creativ se întâmplă și la centru dansul, laborator creativ se nu, întâmplă am spus și așa, la centru așa Nu, apropo de dumneavoastră, ah. nu mă gândesc la altele, adică faptul că acolo creați, acolo munciți, ah, acolo da, ideile sigur, idei, de, sigur. Sens Noi acolo suntem de dimineață sens. de la 8-9 și plecăm la 2-3 noaptea Super. de cele mai multe Super. ori. Că noi, știți ce se întâmplă, le, le facem pe toate și am fost mereu de părere asta că dacă ai ceva de criticat și nu îți place, nu te încurcă nimeni să pui tu mâna și să Absolutely. faci tu cum crezi. Și toată perioada asta din 2009 până acum noi ne-am gândit și ne-am zbătut cum să facem o companie, să creăm o companie. Pentru că e trist lucrul ăsta, dar trebuie să-l spun, nu există în București nicio companie de dans finanțată de stat. Și dacă am compara Israelul, oh. ă, nu știu, în Tel Aviv crețin mai vreo 30 și în toată țara vreo 60 cel puțin finanțate de stat. Cultura, și cultura, cu Acum vreo 20 de ani în urmă la ei nu era așa. În fine, la noi singura care a fost a închis și ce, vreau să zic, era că în tot demersul ăsta de a crea o companie, ne-am dat seama că am încercat mai multe variante pe parcurs, ne-am dat seama că primordial este să avem un spațiu. Dacă avem un spațiu, atunci oamenii pot să ne urmeze mai departe. Un spațiu era vital și pentru noi să ne antrenăm, să lucrăm, să creiem, să facem acel laborator Absolut. de care spuneați și să mai ținem și workshop-uri, ateliere pentru amatori, oameni începători care caută altceva decât dansul pe 1, 2, 3, 4, 5, așa 6, 7, 8. E. Se da. poate și așa, uneori le predăm mai tehnic, uneori mai lucrăm pe, mai senzor, pe o zonă mai senzorială, dar în momentul în care am descoperit acest spațiu, mi-am dat seama că era mai mare dublu față decât ne gândeam noi să, să gestionăm și atunci am știut că e un, un pas foarte curajos și n-am știut cum se vor întâmpla lucrurile, dar am avut încredere și ne-am riscat cu mare curaj să facem cu toate asumările, să facem... Să înviențăm acest centru Pentru că ne-am dat seama că mai departe Nu trebuie să mergem să vindem cuiva spectacolul Și putem să jucăm spectacolul nostru acolo De sine stătător, sigur, Și mai sigur. mult să oferim Și mi-am dat seama că uh, Acest spațiu poate să fie nu doar pentru noi Și pentru și alți coregrafi independenți din București De fapt, toți sunt independenți Cred că Răzvan Mazilu da. e singur coregraf angajat La teatro de rest, Teatrele nu mai au coregrafe angajați Se lucrează pe colaborare Și Asta a fost bucuria cea mai mare, iar spectacolul Babel, ca să revenim la Festival Național de Teatru, a fost primul spectacol care a deschis stagiunea la Linotip. În... Spectacolul a fost gata în decembrie, am avut vreo trei în premiere, dar premiera oficială am scos-o pe 1 februarie, pentru că am mai avut niște... Începând-o de la zero, ne-am dezvoltat milimetric și... Pe la început n-am avut lumini, ne-au împrumutat câteva reflectoare ba de la un teatru, ba de la godo cafe așa e în zona independentă, ne ajutăm unii splenit, pe alții când splenit, avem dar Rezonez la toate acestea putem. pentru că și am pățit la început astfel de, de lucruri și e minunat când alții sar și ajută într-un fel. Da, e foarte frumos și chiar mai mulți prieteni și oameni din jurul nostru au pus umărul și ne-au sprijinit prieteni care ne-au date echipamentele lor fără să ne ia bani de chirie, ne-au da, dat pe sigur. o perioadă până ne punem pe picioare. Și... Fiindcă ați vorbit despre chirie, nu puteți închiria spațiu și în felul acesta vă recuperați o ba parte da, ba din da. cheltuiele. Așa te a, face. Asta, da, este singura, genie, asta este singura modalitate de da. a reuși pentru că din cursuri și din biletele vândute. Noi da, nu avem da. mult. Noi avem cam 50 de locuri, dar se fotolii foarte confortabile. U, dar se și... Și... adică e, e firesc să fie așa. Și este cumva de ajuns pentru dans, pentru că acum e momentul în care noi creștem publicul și îl învățăm să vină cu încredere la spectacolul de dans și să învețe că în acel loc, minim o dată pe săptămână, noi încercăm acum să... Avem din ce în ce mai multe spectacole în stagiune. Să minim o dată, două ori pe săptămână, să știi că are unde să vadă un spectacol de dans contemporan. Se întâmplă ceva altfel. Corect, corect. Și e un lucru frumos că uh, latura, zona de independent crește, pentru că asta este o revigorare a. a, a a artiștilor. Adică e foarte bine să ținem cont de, de partea clasică și de tot ce s-au construit până acum, până la noi, tot ce s-a construit tot ce a clădit. Acela desigur, pe care exact, acum îl folosiți altfel. Și, Al și ideea este exact, tocmai de asta se numește cumva dans contemporan, că și în anii 60 tot, tot așa absolut, se zicea, dans contemporan. Și cum zice Gigi, <laughs> cu cine, cu ce. <laughs> Așa este. Spectacolul Babel a fost primul spectacol din, sta, din stagiunea noastră și din repertoriu cumva la linotip. Uh, și uh, este, este creat, este uh, produs, de fapt coprodus în, în coproducție cu Centrul Național al Dansului. Practic, noi am aplicat la un concurs de proiecte pentru finanțare, pentru producție de spectacole și am câștigat producția spectacolului Babel și Ioana Marchedana, a spectacolului Două Femei Contemporane. Acestea au fost primele două, două spectacole pe care le-am scos la Linotip. În rest, a, -mă, mai mă, de, unde, de unde vine Linotip? Ca să, ca să înțeleagă și <laughs> e, ascultătorii E foarte noștri. frumos că mă întrebați și e, urmează să facem un film despre această poveste și de ce se numește Linotip. Înainte să se, 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 se dăm noi denumirea spațiului, tot visam de-a lungul anilor cam cum se va numi compania. Mai căutam, aveam vreo 5-6 denumiri, dar nu eram mulțumit cu ele și când am ajuns la spațiu nu se potrivea, erau toate ca nu în perete, Nu ceva nu funcționa acolo și în ideea că trebuia să facem firma, asociația, ne, 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 ne trebuia numele, aștepta avocatul numele și eu încă nu puteam să mă hotărăsc. Și m-am dus în spațiu pentru că el atunci tocmai fusese restaurat, dar urma să se împarte și să se compartimenteze în funcție de cei care l-au închiriat, să se costrească pereți și atunci încă nu erau pereți. Eu stăteam zilnic în spațiu câteva ori și imaginam, am găsit un scaun pe acolo, măsuram cam pe unde o să stea spectatorii, pe unde o să fie birou, cabina și stăteam și mă imaginam în acel spațiu și nimic nu îi se potrivea ca și titlu ca și denumire și m-am -am interesat mai exact pentru că la fiecare etaj era câte, câte ceva. La un etaj era legătorie, la unul zincătorie și exact în acel loc, în acel spațiu a fost linotipia. Lino, linotipul este un aparat mare care are un fel de tastatură și avea plumbul topit și în momentul în care tastai niște litere, ele se, se turnau în acel moment, se răceau și uh, veneau într-o matrice și atunci uh -huh. era un fel de formă o litografie sau aproape da, nu, ceva de genul ăsta, dar uh, la litografie mi se pare că pui, pui literele da, cu da, 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 mâna da, da. lei și da. le așezi dar aici cumva era un pic mai evoluată era da, un sistem da. mai evoluat și în acel loc a fost linotipia și am zis, wow, cât de frumos, este un cuvânt superb, a ieșit din, din uzul nostru de viața de zi cu zi, nu, mai, nu se mai aude de linotip și cam așa sună și în alte limbi, și în engleză linotype, în da, franceză exact, linotype. Și tocmai un lucru bun a fost că am gândit că ar fi bine să păstrăm toți celalți colegii mei au fost de acord. A fost un lucru bun să păstrăm și trecutul spațiului, să nu anulăm total, și de fapt să ne jucăm un pic cu imaginația, pentru că noi putem să facem mai departe linotipie cu corpurile noastre. Să scriem. istorie, în spatele Și atunci consider că și spațiul ne-a acceptat cumva acolo, pentru că orice coregraf care a trecut și enorm de mulți oameni care trec pe acolo ne spun că este un loc foarte pozitiv și noi știm de ce. În afară de faptul că suntem de dimineață și am grijă de fiecare virgulă și centimetru care se întâmplă acolo, mai e și numele care, pe care îl poartă, pe care îl are acest spațiu. Știți spație. cum se spune? Omul sfințește locul. așa da, încât Și cred că și invers e. Da, și, da, și locul sfințește da, uneori. O colaborare. A, e o colaborare, corect. <laughs> exact. E da. ca într-o parteneriat. <laughs> așa e. Așa, așa e. e. Să mai vedem ceva. Să mai zic de Babel, că m-am dus... Așa vă rog, și de FNT, da, De FNT da. și de Babel. Uh, spectacolul Babel, în uh, spectacolul Babel, ah, să zic repede despre echipa de la Linotip. Echipa de la Linotip uh, este Ioana Marchidan, uh, care e directoare artistică. Uh, Hermina Stănciulescu este art director și se ocupă de uh, da, Ioana Marchidan și coregraf și dansator. Hermina se ocupă de partea de promovare de social media, de site, de pagina de Facebook, de light design, de costume recuzite, scenografie și așa mai departe. Cam toți facem zeci de lucruri. Mai e Sandu Suciu, Alexandru Suciu, care e compozitorul nostru și sound designerul și tot ce înseamnă. Și nu, numai mai nu. Astea sunt lucruri principale, dar multe secundare sunt incluse în tot ce facem și Uh, mai e o, o tânără dansătoare Care acum e anul 3 La facultatea de coreografie Și care s-a uh, -a, a venit La un curs uh, uh, Vara asta La Linotip și de atunci n-a mai plecat E, e de e deja augur. în două spectacole da, da, da. Și, la, și în echipa noastră de organizare și mai sunt încă în jur de 12 oameni care colaborează, dansatori care colaborează cu noi, care cumva fac parte din companie dar noi ne avem o companie angajată cu carte de muncă și așa lucrăm pe proiect și pe spectacole, pe stagiune și în principiu sunt cam aceiași oameni cu care colaborăm. O, jur, ideal, ideal. În jur de 12-14. Da, să... și porțile sunt mereu deschise pentru că un artist trebuie să fie și liber. să, să, să. Eu înainte țineam foarte mult și nu vreau să înlocuiesc pe nimeni din spectacolul meu pentru că, într-un fel, construiam totul ca un croitor, pe el să-i vină bine acea haine. Dar mai departe, cred că e o provocare și asta pentru un experiment Experimentul foarte important. Exact. Să, să, să ia acea haine și să o corect, corect, facă și să, 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 să poți să o faci și pe alt corp, mai înalt, mai slab, mai Așa este. Așa să faci este. să o personalizezi. Și Atunci, diversitatea, diversitatea care este uluitoare și inspiră, inspiră. Corect. Adică și cu asta sunt total de acord și asta este cumva o... o... o Premiza noastră că noi, la linotip în repertoriul nostru, spectacole sunt foarte diferite unul de altul, pentru că mi se pare că diversitatea pe, trebuie să existe o direcție în care mergi, dar diversitatea îmbogățește cumva. Absolut, este o sursă e, infinită, aș putea spune, adică fără, fără, fără o și fără the sky is the limit. Da! La spectacolul Babel, cum s-a întâmplat, am luat. Bucureștiul ca pe o platformă de cercetare și împreună cu cei șase dansatori am fixat eu din timp niște puncte clare în care vrem să mergem, știind la ce vor folosi în viitor. Am fixat cât vreo șapte o puncte, dacă mai multe, clare și am plecat cu reportofane profesioniste să înregistrăm ambianță, a acelor locuri, să înregistrăm voci, fragmente din ce vorbesc oamenii oameni întreagă, dar așa pur și simplu nu ne-a interesat. Mă refer, de exemplu, am fost la piața Obor și acolo, prin aglomerația aia, dacă mergi să înregistrezi ambianța, automat sau deși un tramvai și, și doi la leu. Sau... <laughs> la Gara de Nord ne să auzim de un de tren să auzim uh, graba grabă acel, pentru că noi eram cam singuri oameni și probabil bodyguards pe acolo, o singuri oameni care nu trebuia să plecăm nicăieri. Restul, plecau și veneau De și. Sigur, sigur, e un acea, continuu, continuu. Acel frământ da, și, da. și agitație umană pe acolo, uh, grabă vocele femeilor care anunțau prin. Da, 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 prin megafon. Da. megafon uh -huh. trenul care vine. Uh, pe lângă asta, bine, și în locuri mai, și mai liniștite, în Cismigiu, un parc și pe lângă asta a fost o, 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 o temă. În plus, foarte interesantă să luăm oamenilor obișnuiți un fel de interviu scurt, sub forma unui sondaj, și cu o singură întrebare. Întrebarea era: ce este dansul contemporan? Cu toate astea, n-am vrut să facem un fel de emisiune de divertisment no, ca să sigur. selectăm răspunsurile amuzante și să creăm no, în această. No, Eram chiar sigur. foarte curioși să înțelegem, pentru că noi ne adresăm, vrem să nu ne adresăm doar unui public de nișă sau să. reșim un pic din avangardă și, și să ne adresăm unui public normal, care unui public educat sau mai mult sau. Sau mai le puțin. Educați în sau le decândăm noi, clar. Dar mă refer cu șapte ani de acasă sau ne adresăm deja unor oameni care stau în fața calculatorului și au, sau pe telefon, au acces în câteva secunde să intre și să vadă tot despre ce faci. Și răspunsurile au fost diferite, am făcut un montaj din aceste aceste răspunsuri Plin și surpriză, da, presupun. Da, el el apare la un moment dat în spectacol, dar spectacol de ce? De ce am fost în mai multe locuri să lucrăm? Pentru că Uneori ieși din casă cu dispoziția ta și te, 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 ia prin surprindere, orașul te învăluie și te duci la un magazin sau te duci undeva să depui un ax sau să trimiți o scrisoare. Să, să... Este, sunt mereu acele cozi interminabile. Da. Pentru mine asta a fost o temă pentru că îți creează o stare de nevrozitate da, și toată lumea se nervează și nu știu cu ce avem noi de câștigat mai mult și dacă ne băgăm... Timp, se pierde timp, da. timpul e prețios. Și mai sunt unii care se bagă în fața da, ta da, și nu da, știu da, da. cât de mult câștigă e... dacă se bagă în fața ta uh sau e cât un de mult vechi pierde obicei, Și, un vechi obicei, și Aceasta tot a fost o tensiune pe, pe care. Se poate vrut... crea un dans pe tema asta. Exact, asta am, fă, da. exact asta am făcut. În spectacol <laughs> există un moment de 10 minute cu niște oameni care apar la coadă, cu niște pungi în mână, toți cu pungi identice, <laughs> da, identice da. dar personaje da. diferite. Unul este în costum cravat, altul este muncitor da, da, uh, da, da, care da. sapă asfaltul pe da. stradă. Da. și, și încă... care e avantajul generației, dumneavoastră și uh, sunt convinsă că le folosi faptul că internetul vă permite să, să afișați aproape tot ce faceți cu un mic videoclip, cu un anunț, cu ceva. Este senzațional, vă dați seama. Trebuie să profitați și sunt convinsă că o faceți. Dar asta am vrut doar să vă, să vă cum să zic eu, asigur că sunteți într-o epocă de, de, de explozie fantastică ce puțin așa văd eu. Da, și toate, toate aceste lucruri evoluează de la, hai nu de la zi la zi, dar de la an la an evoluează din ce în ce Și vreau să puteți mai mult. cerne și discerne exact. ce și cum, adică aveți o, 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 o paletă imensă de, 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 de posibilități, știți? Selectivitatea e foarte importantă și e, internetul devine o piață foarte mare și... Cumva e important și aici să găsești modul cinstit și corect, corect sigur, și personal sigur, cumva, sigur, cum vrei să-ți promovezi spectacolele, pentru că, într-un fel sau altul, e, ziceam că e ca o piață și toată lumea strigă, zic da, așa da, un da, pic, da, înțeleg, înțeleg. un exemplu mai haios, toată lumea strigă în gura mare, veniți la mine, veniți da, la da, mine, da, veniți da, să da, vedeți spectacolul suntem number one, one suntem number one, da, -te 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 -te. Sau da, avem da, spectacolul acesta, e ca... E, e, și normal să se întâmple. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Succes și la FNT și oriunde puneți piciorul. Sunt Margareta Păslaru și cred că fiecare artist creează o treaptă care servește la orcușul noilor talente. Era o fântână cu Radio Clasic. O fântână de tinere talente.